Da, am revenit în direct, discutăm despre Biserica Ortodoxă Română și vaccinare. Radu Lupașcu, vă spuneam, medic decorat de președintele Franței, într-un exces de revoltă după ce a văzut cum un preot i-a criticat fata pentru că s-a vaccinat. Biserica Ortodoxă Română, teoretic, are un patriarh, pe patriarhul Daniel, care este vaccinat. Nu știm exact alte informații decât că Patriarhia a confirmat informația asta. Însă, la baza piramidei, să spun așa, la nivelul preoților de sate în zona rurală, încă curentul ăsta antivaccinist, lansat și întreținut pe rețelele sociale, de băieți, da, de pe la Moscova, care învârt tot felul de roboți și tot felul de mesaje care se rostogolesc pe internet, își fac bine treaba. Și trebuie să o recunoaștem că o parte din preoțimea ortodoxă a jucat și joacă un rol activ în a speria oamenii, a răspândit tot felul de teorii ale conspirației. Ați văzut acum 3 săptămâni am tratat cazul unui preot călugăr, un călugăr monac din județul Neamț, foarte influent, foarte cunoscut în comunitatea din județul Neamț, care vorbea despre extraterestri, despre ciparea oamenilor prin vaccin, despre forțele oculte, despre cum acest vaccin este gândit pentru a ajuta niște entități extraterestre să ocupe corpul oamenilor, da? Imaginația este, cum să spun eu, la liber, este debordantă în domeniul ăsta al teoriilor conspirației. Am văzut și în weekend cum aparent niște oameni întregi la cap, sănătoși, păreau, da? S-au dus în Bucegi să vâneze, să vadă piramida energetică de la Babele, da? În frunte cu Diana Șoșoacă, senatorul, fost senator Aur. Da, ei s-au dus pe munte acolo să vâneze o piramidă energetică, probabil pentru a-i întări în fața pandemiei virusului. Da? Haideți să vedem în cazul. Domnul Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, este alături de noi. Bună seara, domnule Rafila. Haideți să vedem informațiile apropo de postarea domnului medic Radu Lupașcu, apropo de ce se întâmplă, repet, cu atitudinea unor preoți vis-a-vis de vaccinare. Radu Lupescu, medicul decorat de către președintele Emmanuel Macron pentru meritele sale în lupta împotriva crizei epidemiologice din Franța, s-a arătat nemulțumit după ce a fost martorul unui derapaj comis de un preot. Doctorul spune că a participat la înmormântarea unei persoane decedate de COVID. Sora decedatului a fost certată de preot pentru că a îndrăznit să se vaccineze. Sunt furios. Sunt, de când cu pandemia, solicitat să dau mână de ajutor pentru apropiați sau necunoscuți care m-au contactat pe Facebook, oameni care îi aveau pe cei dragi spitalizați cu COVID-19. Încerc întotdeauna să ajut, iar anumite cazuri mă cutremură, chiar dacă sunt obișnuit cu moartea și suferința. Weekendul acesta a fost înmormântat în țară, mort de COVID, fratele unei prietene apropiate. Prietena este vaccinată, restul familiei rămas în țară, toți nevaccinați, a declarat Radu Lupescu pe propria pagină de socializare. Chiar dacă patriarhul Daniel s-a vaccinat împotriva COVID-19 și a îndemnat ca toți cetățenii să asculte de sfatul cadrelor medicale, unul dintre slujitorii bisericii a sfidat îndemnurile prea fericitului. La înmormântare, prietena mea a fost certată de popă pentru că s-a vaccinat. Nu știu exact cum funcționează ierarhia în bor, dar patriarhul s-a exprimat clar. Ascultați de medici, prea fericitul patriarh Daniel însuși s-a vaccinat. Nu înțeleg de ce acest îndemn nu ajunge peste tot, la toți popii, în fiecare sat, a mai precizat medicul Radu Lupescu. Medicul susține că ar trebui ca preoții să lupte, la fel ca și preoții din Strasburg, care luptă pentru o viață mai bună în comunitate și care ajută pe membrii comunității. Domnule Rafila, apropo de relația dintre Ministerul Sănătății și Patriarhia Română, am avut doi miniștri reprezentanți ai USR, domnul Voiculescu, remaniat prin martie, apoi doamna Mihăilă. Relația dintre USR și Patriarhie, Biserica Ortodoxă, nu e tocmai bună și știm lucrurile astea. Vă gândiți să aveți o discuție instituțională cu Biserica Ortodoxă pentru a debloca niște probleme care există? Refer aici în mod explicit la campania pe care o fac unii preoți, unii călugări, unii monahi împotriva vaccinării. Acum sunt două lucruri diferite, domnul Mănăstire. Deci absolut o să fac acest lucru și mi se pare absolut normal, mai ales că biserica, cel puțin în România, reprezintă o instituție care are credibilitate
mare și ați văzut și influență mare în rândul populației. Cred că au fost probleme legate de comunicare între autorități și biserică de repetate rânduri și în 2020 și în anul 2021. Și a fost la un moment dat o tentativă a domnului Barna, mi se pare, de apropiere, dar nu știu cât de serioasă sau de sinceră a fost și nu cred că a fost unul atât de succes. Eu o să fac lucrul ăsta și sunt convins că o să existe deschidere și din partea Patriarhiei. Acum, celălalt lucru pe care l-a menționat domnul doctor Lupescu este adevărat, dar vedeți, noi suntem acum și în situația în care anumiți medici promovează mesaje antivaccinare. Deci este probabil un lucru similar și în rândul clerului. Se există opinii diferite. Important este să avem o poziție oficială constantă în favoarea măsurilor preventive în general și a vaccinării în special. Și atunci, sigur că o să existe opțiunea alegerii din partea oamenilor cu o singură condiție. Indiferent ce spun unii și alții, noi trebuie să ne facem datoria și să informăm. Să informăm, nu să promovăm vaccinarea. Sunt două lucruri diferite. Și partea asta a doua, sau prima parte, cu informarea, că a lipsit în spațiul public. Și cred că dacă reușim să aducem informația într-un format convenabil pentru fiecare categorie de populație, atunci posibilitatea de a o influența pozitiv cred că se va mări. Discuția e dificilă. A împacheta informație tehnică, medicală, ca să o înțeleagă știu. Publicul larg e o chestie dificilă. Pe de altă parte, propaganda antivaccinare vine pe resortul ăsta religios până la urmă sau până la urmă emoțional. Da? Repet, acolo nu este rațiune în propaganda care se face împotriva vaccinului. Nu este nimic rațional să spui că dacă te vaccinezi te posedează diavolul, te cipează, îți ia sufletul și este înlocuit cu o entitate străină. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, o să mai difuzăm o dată discursul de la neamț al preotului de acolo. Eu vă cred, am auzit și eu lucrurile. Adică nu e nimic rațional acolo. E vechea bătălie, domnule doctor, domnule Rafila, între rațiune și obscurantism până la urmă. Absolut, dar e o problemă mai veche. Văd aici că este și domnul Alfred Bulai și o să vă explice. Probabil că e o problemă care a devenit cumulativă pentru că accesul la educație sau tipul de educație care se desfășoară în România nu reușește să convingă sau să fundamenteze pentru foarte mulți oameni adevărul științific și dimpotrivă reușește să dezvolte credințe cel puțin ciudate, bineînțeles false, dar cel puțin ciudate. Două chestiuni în dezbatere importante. De sărbători, domnule ministru, se vor relaxa măsurile. Anul trecut, cred că au fost permise evenimentele până la ora 21, din ce ne aducem aminte, se vor relaxa măsurile în perioada sărbătorilor de iarnă? Mi-e greu să vă spun acum ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am mai degrabă o preocupare față de ce se întâmplă în acest moment. Adică am văzut pe la târgu de sărbători de la Brașov, cred că era ieri, era o mare frenezie, am văzut niște concerte care n-aveau nimic de a face cu niște măsuri de bază care să prevină transmiterea. Eu cred că dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai apropiate de normalitate, ar trebui să se comporte mai ponderat, mai precaut în această perioadă, pentru că poate e vina autorităților, domnule ministru, da? Deci, cum funcționează într-o țară civilizată? Dacă te duci la un târg de Crăciun, în orice capitală europeană, cu tradiție, la Berlin, la Budapesta, la Viena. La Viena încă mai e situația mai complicată, dar la Budapesta sau la Praga, da? Sau la Zagreb, unde se fac evenimente extrem de interesante, trebuie să prezinți certificatul verde și cartea de identitate, buletinul. E foarte simplu.
ți se scanează certificatul verde, îți prezinți buletinul, ai acces la eveniment. Nu prezinți lucrurile astea, nu ai acces la eveniment. Ce este atât de complicat? Nu înțeleg. Nu e nimic complicat, domnul Mănăsire, dar să știți că și dacă ești într-un spațiu aglomerat și poți porți masca, tot nu e nimic complicat. Dar e o chestiune de mentalitate, de obișnuință, de a respecta câteva reguli și de a ne respecta unul pe altul. Păi, de bună seamă, masca e obligatorie în sine, adică evident în aglomerație. Eu știu că e obligatorie, dar din ce am văzut eu ieri și acum câteva zile la un concert la sala Palatului, era obligatorie, dar nu o purta nimeni. Adică și obligativitatea asta, noi tot discutăm despre introducerea unor măsuri legislative și așa mai departe. Măsurile legislative sunt una, respectarea lor este cu totul și cu totul altceva. Și aici lucrul ăsta se leagă probabil și de faptul că unii oameni cresc tot felul de lucruri care mai de care mai fantasmagorice, adică e o chestiune legată de lipsa de educație. Deci o decizie privind relaxările de Crăciun și de Anul Nou, de Revelion, va fi luată o decizie pe 15 decembrie? Bineînțeles, trebuie văzut contextul epidemiologic, că nu o să ia nimeni o măsură fără să vadă exact care este evoluția. Noi acum suntem în scenariu verde pe multe județe, vedem harta. Da, suntem în scenariu verde, dar știți că nu contează numai asta dacă este în scenariu verde, contează și care este trendul, adică dacă continuă trendul descrescător sau dimpotrivă, poți să fii în scenariu verde și să ai câteva săptămâni de creștere. Gândiți-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram toți în scenariu verde, dar lucrurile mergeau de fapt prost săptămână după săptămână, pentru că exista o creștere care nu era perceptibilă la nivel public, dar care din punct de vedere epidemiologic era foarte importantă și atunci nu s-a luat nicio măsură. Dimpotrivă s-au amplificat evenimentele sociale. Bun, înțelegem că ați avut o discuție cu domnul prim-ministru Ciucă, o să vedem imediat și scurte declarații, dar legat de certificatul verde, cât mai continuă, cum să o numesc eu, temporizarea asta în Parlament? Pe... Da, este o temporizare. Pur și simplu, varianta aceea de la Senat, știți bine că a căzut și, din păcate, actul normativ, așa cum a fost el depus în Parlament, se referea strict la o categorie profesională și atât. După care au urmat un val de amendamente, sunt vreo 45 de pagini de amendamente, încât discută despre altceva, nu despre actul normativ inițial. Și să știți că există o prevedere care spune că dacă amendamentele practic schimbă cu totul sensul proiectului de lege inițial, atunci lucrurile trebuie luate de la capăt. Și ceea ce am vorbit eu cu domnul prim-ministru și a acceptat acest principiu, să găsim o soluție care să fie acceptabilă încât să putem să introducem un certificat pe care nu îl vom mai numi certificat verde pentru că Uniunea Europeană nu prea mai vrea lucrul ăsta. Aplicabilitatea internă a unui astfel de document trebuie să fie asumată de fiecare stat și certificatul verde rămâne doar pentru călătorile în interiorul comunității. Deci un certificat COVID care să poată să fie introdus, a mai discutat la dumneavoastră în emisiune, în momentul în care ai un anumit interval de creștere și care tot așa la care se poate renunța dacă incidența scade sub o valoare de 1, de exemplu, deci să fie o valoare foarte mică și care să nu mai pună niciun fel de probleme din punct de vedere epidemiologic. Și cred că o astfel de variantă este mai degrabă acceptabilă la nivel public. Poate suntem noi un caz aparte în România, dar în momentul în care am 60% din populație care nu s-a vaccinat până în momentul de față și în mod evident că este reticentă în ceea ce privește vaccinarea, trebuie să găsesc o soluție care să fie aplicabilă și care să protejeze sănătatea publică, pentru că până la urmă ăsta este lucrul cel mai important. Bun, și afară cum arăta de acest chestii certificat COVID sau ceva? Păi, arată la fel, nu contează numele. Conținutul lui este important. Conținutul lui va fi practic cu aceleași trei prevederi, testare, vaccinare sau trecere prin boală. Și dacă cumva vor mai exista
și alte lucruri care să fie descoperite între timp, cum ar fi o anumită metodă serologică care să stabilească un anumit prag și un anumit tip de anticorp care ar putea să fie protector, cu siguranță se va utiliza și acest testarea PCR variantă, sau și testarea rapidă. Rămâne să vedem ce se întâmplă la nivel european. Trebuie oricum să ne aliniem la ceea ce recomandă Centrul European de Control al Bolilor. Testarea, o mică nuanță, testarea PCR sau testare rapidă și la ce interval să fie valabil? Aici e foarte clar, este prevăzut, e vorba de testare PCR cu validitate de 72 de ore și testare rapidă cu valabilitate de 48 de ore. Dan, dacă ai o întrebare pentru domnul ministru. Bună seara, domnul ministru. Eu o să vă întreb scurt, mai ales că am văzut că rulează pe internet niște filmulețe și cu dumneavoastră și cu domnul ministru Câmpeanu de la învățământ. Dacă acele teste rapide ce urmează să fie folosite în școli pentru elevi, așa sub forma pe care am văzut-o și noi, cea în care au fost livrate, vi se par, nu știu cum să mă exprim, aseptice, igienice, în regulă. Noi așa de pe margine, cât am văzut presa, ni s-au părut așa că au venit la vrac, la kilogram, niște pungi, niște hălci mari. Da, domnul Bucura, deci în primul rând un disclaimer, noi n-am avut nimic de a face nici cu procedura de achiziție. Știu, e foarte bine că ați precizat. Dar cine s-a ocupat, domnul Rafila, de licitație? Am încercat să ajutăm printr-un mic filmuleț demonstrativ cum se face acest test. Tocmai de aia v-am cerut părerea din punct de vedere ca specialist. Nu e niciun fel de problemă, nu e vorba despre teste care trebuie să fie sterile, ele nu sunt sterile în niciun caz. Sunt teste orientative și nu sunt considerate un act medical în sine, ci un test de screening, de depistare rapidă, nu nimic altceva. Nu trebuie să fie sterile, dar sigur că aici nu puteam să mergem mai departe cu demonstrația. Înseamnă că o persoană care îl utilizează trebuie să spele pe mâini înainte, trebuie să spele pe mâini după. Materiale rezultate în urma testării trebuie împachetate în foaia de hârtie pe care se face această demonstrație și ar trebui introduse într-o pungă care se aruncă. Dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, domnule ministru, chiar astăzi am avut o discuție cu cineva care se pricepe foarte bine la achiziții publice, ca să zic așa, un om care a fost angajat într-o agenție care se ocupă de achiziții publice pentru statul român și îmi spunea că în caietul de sarcini se scria negru pe alb că aceste teste trebuie să vină la pachet. Da? Trebuie să vină la pachet. Bucată, unul sau nu, cum simt. Nu, adică toate dispozitivele să facă parte dintr-un kit. Nu să vină niște saci. Dintr-un kit de testare, un set de testare. Da. Păi nu așa s-a livrat și nu așa se livrează. S-au livrat niște saci cu de toate. S-au livrat niște saci, iar caietul de sarcini prevedea cât se poate de clar că trebuie să fie un kit. Evident că caietul de sarcini a fost... Am văzut și eu la o televiziune aseară așa un document. Este. Vă nu confirm. Știu. Sunt documente. Caietul de sarcini a fost făcut în sensul de kit, că așa era normal și logic. Pentru utilitatea. Nu s-a ocupat, domnul ministru, de asta, dar noi putem spune telespectatorilor tăi că sunt oameni inteligenți. Când, dacă luai și îți veneau fiecare test cu cutiuța lui, cu kitul, cum tu spui, aveai un volum mult mai mare. Așa, când le arunci toate într-o pungă, nu mai aduci trei avioane, aduci unul sau jumate, câștigi mulți bani. E vorba de bani mulți. E o chestie de bani. Ce volum ai pentru fiecare test cu cutiuța lui, în kitul lui, și ce volum ai când ți se aruncă 100 de pungi de astea cu 1 milion de teste? Acum, o întrebare mai delicată, domnule Rafila. Sunteți și demnitar, acum sunteți membru al cabinetului, nu mai sunteți în opoziție. Dumneavoastră, sincer, credeți în eficiența acestor teste rapide cumpărate pentru elevii din România? Adică sunt ceea ce trebuie aceste teste rapide? Domnul Mănăstire, dacă vor fi utilizate, da, cred în eficiența lor. Dar vedeți, problema o să fie legată de utilizare, adică momentul în care nu le faci în școală și se fac acasă, nu există niciun fel de control apropo de utilizarea lor reală.
Ok, mulțumesc pentru sinceritate. Deci atenție cum manipulați toate lucrurile astea. Mulțumesc pentru intervenție și vă aștept în studio în zilele următoare. Mergem mai departe, da? Facem o concluzie apropo. Deci, mai ai informații apropo de licitația asta? Că văd că ai primit și tu. Eu am multe informații. Acum am înțeles că s-a pus Batista pe țambal. Să dăm niște informații. Acum 3 săptămâni a apărut informația că acest Cătălin Botezatu, prin firma Vigo, a adus aceste teste. Ieri și încă 2 firme. Unii vorbeau de Calum Cămătanilor, dar înțeleg că personajul... e greșită informația. Personajul principal, evident că personajul principal este Cătălin Botezatu. Dar și informația cu clanul respectiv, poate o să o detaliem odată, okay. Facem o pastilă, e falsă, se poate de evident. Să ne focusăm pe cei... Grosul l-a câștigat acest viclean, da, om de modeling, de modă, da, Cătălin Botezatu, și toată lumea se întreabă, domnule, care o fi legătura de când a intrat Botezatu în afaceri cu teste, cu combinezoane, cu măști, da? Și mi-a șotit o păsărică din zona statului de drept, da? Ca să folosim o sintagmă dragă nouă de acum foarte mulți ani. Din statul de drept mi s-a spus că domnul Cătălin Botezatu, ce să vedeți, a dezvoltat o relație foarte apropiată de domnul Raed Arafat. Ce au în comun Raed Arafat și Cătălin Botezatu? Nu știu. Pasiunea pentru modă, nu știu. Pasiunea pentru modă. Pasiunea pentru modeling se pare că l-a lovit și pe domnul Raed Arafat și n-a putut să reziste farmecelor acestui Cătălin Botezatu, care s-a transformat într-un mare provider de... Să le mai spunem una telespectatorilor. De chestiuni medicale. Domnul Cătălin Botezatu n-a putut livra fizic, tehnic, cum vrei, mai mult de 5 milioane de teste. Da. Da, deci de asta firma domniei sale are în primul lot, în prima cremă, cele 5 milioane, a mai prins niște firme mici, dar care, mă rog, au fost poate discreditate pe nedrept. Povestea aia cu cămătarii și așa mi s-o spune la oameni, da? După aia a venit lotul 2, lotul 3, dacă, eu vă dau un scris aici să rămână, dacă firma Vigo a domnului Botezatu ar fi avut posibilitatea ca în loc de 5 milioane să aducă 25 de milioane, eu cred că nu mai aveam nici lotul 2, nici lotul 3, niciun lot. Vorba unui polițist celebru, era case closed, da? Dar nu poți, tehnic, trebuie să ai în primul rând bani să le cumperi, chiar și la vrac, așa, fără kit, fără... Trebuie să investești. Cât poți să investești? Investești 2 milioane de euro, 3 milioane, 5 milioane, dar nu poți 50 de milioane, mă gândesc, sau cât o fi... finalul la povestea asta. Deci de aici a fost. Prima dată s-a luat o halcă cât s-a putut și restul s-a lăsat să ronțăie și... Dar tu nu te-ai întrebat ce treabă are Raed Arafat cu achiziția de teste pentru școli? Dar ce treabă are Raed Arafat, de exemplu, cu publicitate dată de guvern? Că tocmai astăzi am văzut știrea la B1 TV cu o publicitate dată de guvern pentru așa zise campanii de comunicare, teste și așa mai departe, când adevăratul beneficiar al campaniei, înțeleg că era taman domnul Raed Arafat. Știre dată astăzi la B1 și sunt multe lucruri. Uite că domnul Raed Arafat are o influență atât de mare și în guvern, și în politică, și în modeling, state, și mai nou și modeling, încât poate să-și impună punctul de vedere. Până la urmă, vorba francezului, chapeau, nu? Dacă poate, e foarte bine. Un mic amendament apropo de inclinația domnului Raed Arafat pentru ținutele lui militaroase sobre, cred că domnul Cătălin Botezatu poate fi pata de culoare. Îl va consilia să-și schimbe outfit-ul și poate va deveni mai fashionable, cum se vorbește, da, pe rețelele sociale. Dacă profitul va fi substanțial. Va deveni Raed Arafat un trendsetter printre demnitarii României. Domnule Bulai, un mic comentariu pe certificatul verde și apoi o intervenție cu Raleș Bogdan foarte supărat pe vicepreședintele PNL și pe bună dreptate după nebunia asta, da? Recomandarea Comisiei Europene, atenție, să nu se mai folosească termenii de Crăciun, Maria, Ioan, în comunicarea internă, se pare, a Comisiei Europene, dar este o recomandare și pentru instituțiile din țările europene. Dar se va aplica Comisiei Europene, da? Care a devenit foarte progresivă. O informație, domnul Bulai mai degrabă să comenteze aiurea asta cu Crăciunul. V-aș da o informație apropo de colaborarea cu instituțiile religioase. Azi a venit la Deci News doctorul Netanyahu, doctorul Berkovitz. Și întrebarea a fost, domnule, ce ați făcut cu
cei care nu cred în COVID, care se opun vaccinării, cum a funcționat, erau vreo 1.200.000 în Israel. Mulți la nivelul statului Israel, da. Acum să ne gândim că religia în Israel, credința, tot apără viața. Deci consideră că fiecare viață este sfântă. Este a fiecărui cetățean. Păi bun, solidaritatea e mult mai mare în Israel. Au trecut prin multe necazuri, sunt în război de 50 de ani. Aici, la noi, fiecare pe compropriu. Eu sunt tânăr, nu fac COVID, dă-i încolo pe moșii aia să crape. Ce treabă am eu? Merg la discotecă, nu mă interesează. Pe tata, moșul ăla e bunica lui, e bunicul lui, e tata, e mama, atâta, unchiul. Exagerăm cu solidaritatea în România? Individualismul e. Dacă de ai tăi nu-ți pasă. Nu le pasă. De ai tăi, din familie, să vezi. Spasă. Și ce au făcut cu ăia 1.200.000? Deci, erau într-adevăr evrei ultra-ortodoxi. Da. Ăștia care se roagă, nu lucrează, sunt scutiți de serviciu militar, mă rog, fac serviciu, fac voluntariat. Și cum au abordat problema? Foarte simplu, au discutat, au convins liderii religioși și aici e bomba. Vaccinarea s-a făcut în sinagogi. Au scăzut de la 1.200.000 la circa 600.000 de oameni. Cei care nu se vaccinează, având mai degrabă motive politice, sunt minoritatea arabă, care, mă rog, este probabil dezinformată, manipulată, ce domne, ăștia vă sterilizează, vă bagă chip, vă... Da, chestiuni de propagandă. Domnule Bulai... În timp ce la noi a început actuala, fosta putere USR, PNL, dom'le, nici nu veniseră în primării, de exemplu, deci n-apucaseră să învețe de unde se aprinde lumina și spuneau, gata, nu mai dăm bani la catedrală, ne luptăm cu religia, cu obscurantiștii. Deci au venit, iar Orban, pe sistemul ăsta, dom'le, eu lupt singur cu pandemia, închidem tot, facem, dregem. N-a existat o cooperare, o discuție cu liderii de opinie. Nu știu. Da, până la urmă să-i faci și pe aia, se simte important să-i cooptezi. Bun, ai 50.000 sau 100.000 sau câți ori... Domnule Bulai, vă rog, o secundă. Că nu sunt în electoratul nostru. Domnule Bulai, deci discuția, da, despre certificat, despre biserică, o să vedem și imediat materialul despre recomandările comisiei privind sărbătoarea Crăciunului. Eu am două principii fundamentale de mult, foarte mult timp. Unu, nu mă închin la ce zice Europa. Eu sunt cu picioarele pe pământ, Europa zice și lucruri deștepte și lucruri proaste. Prin urmare, nu am fantezii de astea că zice Europa și trebuie să facem și noi. Și cred că unii intelectuali în perioada interbelică, care s-au luat după o parte a Europei, au regretat. Adică, cu alte cuvinte, și Europa poate să greșească oricând. Cu orice politician, e tot politician, oricum ar da-o. Adică nu sunt ai noștri chiar așa, toți ai noștri stâmpiți și aia sunt toți deștepți. Asta e prima chestiune. Prin urmare, nu sunt, adică eu n-am fantezii că au zis multe prostii și o să mai zică. Noi cred că trebuie să avem, să stăm cu picioarele pe pământ. A doilea principiu este, eu nu pot, ca sociolog, să-mi fac poporul meu tâmpit. Și nu plec de la ideea că poporul e tâmpit. Aici să știți că nu pot să critic populația pentru greșelile și defectele pe care le au conducătorii în raport cu ei. Pentru că în România s-au luat restricții, s-au fost restricții de domeniul aberantului în acești 2 ani de zile și absența restricțiilor în aceeași măsură în anumite perioade și tot din interese politice. Adică nu pot să condamn omul că a văzut că e posibil să se întâmple tot felul de lucruri din vari interese, pentru că noastră presa ați făcut acest lucru care e foarte bun, nu? Ați tot spus cine e în spatele la tot felul de chestii, că și festivalurile astea au pe cineva în spate, la nivel local se știe, adică omul știe că au fost niște interese și dintr-o dată atunci nu au fost restricții de nicio culoare. Pe de altă parte, în alte situații sunt, inclusiv, aduceți-vă aminte câte nebuni au fost. Ori din punctul ăsta de vedere, sigur că ar putea să comunice mai bine guvernanții, da. Eu sunt mulțumit de domnul Rafila din declarațiile până acum, sincer, pentru că a fost mult mai echilibrat și mi s-a părut mult mai cinstit
și mai corect decât alții, alți politicieni. Acum știu dacă va putea să facă mare lucru, n-am apucat să vă întreb, oricum nu aveți sens întrebarea, pentru că n-ar fi putut răspunde. Ce-ar fi, adică, mă rog, oricum domnul Ciucă va decide și asta înseamnă domnul Iohannis, deci dânsul nu va putea face mare lucru. Și eu cred că domnul Arafat a stat mult acolo și că poate o schimbare iar face bine. Nu știu dacă va depinde domnul Rafi la Real acest lucru. Deci din punctul ăsta de vedere... Domnul Raed Arafat este suprastatal deja, este deasupra statului român. Să știți că structura... Bună seara, Rareș Bogdan, mulțumesc pentru intervenție, pe vicepreședintele PNL europarlamentar. Înțeleg, mă spun colegii, că până la urmă Comisia Europeană a retras recomandările. Ce s-a întâmplat la Bruxelles? Am văzut reacția ta extrem de virulentă. Discuția. Da, iar mâine dimineață. În primul rând, bună seara domnului profesor Bulai, bună seara telespectatorilor, invitațiilor și bună seara dumneavoastră. A fost o recomandare pornind de la dorința de a susține diversitatea în cadrul Uniunii Europene, iar Comisia Europeană a lansat un ghid intern privind comunicarea inclusivă pentru funcționari, dar nu doar pentru funcționari, pentru că ea a ajuns la nivel public. Pentru a fi și un exemplu pentru restul populației din cele 27 de state din Uniunea Europeană. Reacția a fost una extrem de dură, a reacționat fostul președinte al Parlamentului, Antonio Tajani, președintele Forța Italia din PP. Am reacționat eu din delegația României și am cerut chiar o întâlnire și am cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei. O să fac și o interpelare scrisă în această noapte și va ajunge la dânsa. Dar și să ne explici punctual ce conținea ghidul ăsta punctual, sigur, imediat, ca să înțeleagă telespectatorii. Sigur. Și de asemenea m-am bucurat foarte mult să văd că spre seara a reacționat Biserica Ortodoxă Română prin Patriarhie și de asemenea Sfântul Scaun de la Roma, deci Biserica Catolică. Pentru că trebuie spus un lucru, biserica, continentul nostru este un continent și construcția europeană are la bază iudeo-creștinismul. Noi nu putem să excludem din civilizația noastră și din civilizația europeană, din existența Europei, nici într-un fel creștinismul. Construcția europeană stă ca o construcție splendidă, ca o cupolă pe turele tuturor bisericilor creștine din Europa, indiferent de dacă sunt catolice, dacă sunt protestante, dacă sunt ortodoxe. Deci noi nu putem exclude acest lucru, iar faptul că ni s-a recomandat chiar și la nivelul funcționarilor cu recomandare pentru cetățenii Europei să se evite să considerăm că toată lumea e creștină din care trăiește în Europa, că nu toată lumea sărbătorește Crăciunul, că pentru cei care nu sunt creștini din Europa, sezonul sărbătorilor poate fi stresant și mai mult decât atât, reacția mea a venit extrem de dură pentru că au fost câteva aberații uriașe în această recomandare. Bogdan, o secundă, vreau să-mi explici, repet, te rog, pentru telespectatori, ce conținea ghidul. Vreau să ne explici chestiunea cu sărbători stresante. Este sărbătoarea cea mai fericirii, da? Fericirii în sensul că se naște Iisus Hristos, este o sărbătoare explicită a fericirii și a bucuriei, da? Deci ce stresant poate să fie, da, faptul că copiii îl primesc pe Moș Crăciun, primesc cadouri de la Moș Crăciun? Ce poate fi stresant într-un mesaj eminamente pozitiv, al bucuriei, repet, ce poate fi stresant? Eu în scrisoarea pe care am adresat-o Ursulei von der Leyen, am început cu stimată doamnă Ursula von der Leyen, vă rog să-mi precizați, încotro merge comisia pe care o prezidați. Noi, cei din care sărbătorim nașterea Domnului, nu vom renunța la libertatea de a spune Crăciun fericit în nicio circunstanță. Și acum vă dau câteva lucruri care erau în această recomandare, din punctul meu de vedere, extrem, extrem de grav. Inițiativa aceasta, cel puțin suspectă, vine și spune așa, nu mai folosiți termeni precum Crăciun, mamă sau nume precum Maria sau Ioan, pentru a nu leza anumite persoane. Și chestiunea asta mi se pare de o ignoranță totală, pentru că nimeni, nu sunt absolut convins că nu se simte lezat. Dar ce are numele Ioan, Raeș Bogdan? Știu că ai și tu prenumele ăsta. Ce are Ioan sau Maria, da?
Păi, nu, bunica păi, mea, unii, vor să, unii vor să introducă numele de Ioan, probabil, sub păpreș. Numele de Ioan Botezătorul îi deranjează. Probabil pentru unii Sfânta Fecioară Maria este deranjantă. Pentru noi, pentru creștinii europeni, cu siguranță nu, pentru Traiești, că Bogdan, pentru parte cine? A existenței Uite-te, acestui continent. Uite-te, că facem o discuție cu iz de ăsta religios. Pentru cine să fie deranjantă, deranjant numele de Ioan sau de Maria? Inclusiv în islam, Fecioara Maria este recunoscută în Coran. Domnule, sunt episoade, relatări, da, dacă este bucur, să discutăm mă bucur despre enorm chestiune... că v-a plecat. V-a plecat pe acest subiect. Pentru că dacă unii dintre birocrații de la Bruxelles au impresie că morala iudeo-creștină, fundamentul societății europene, poate fi anulată sau poate fi interzisă sau prigonită, le dau o veste. Suntem mulți, suntem credincioși și nu vom anula în niciun caz, nu ne vom anula rădăcinile. Și mă bucur că este practic într-o după-amiază de decembrie, de sfârșit de noiembrie, da? Am văzut cum două bisericile principale creștine și-au dat mâna. Practic am văzut o poziție comună a Bisericii Ortodoxe Române, a Sfântului Preafericitului Părinte și o poziție comună a Sfântului Scaun. Am vorbit în această după-amiază cu prietenul și colegul meu, Antonio Tajani, șeful delegației drepte italiene în Parlamentul European, fostul președinte al Parlamentului, președintele Forța Italia, și el era de asemenea, a avut o postare pe Twitter și a reacționat. La rândul meu voi avea o interpelare pentru comisie și voi avea o poziție publică în afară de discuția cu Ursula von der Leyen în viitorul plen de la Strasbourg, pentru că lucrurile nu pot rămâne așa. Eu vreau să știu, și nu doar eu, foarte mulți deputați creștini din Parlamentul European, din dreapta europeană, vrem să știm cine a introdus această recomandare, cine a permis introducerea acestei recomandări pentru funcționari, și vorbim de câteva mii de funcționari, repet, cu recomandări. Bun, deci nu există o explicație oficială. Așteptați explicații, parlamentarii și cei care au... Noi așteptăm explicații, pentru că nimeni nu poate să scoată Crăciunul în afara legii, nici măcar comuniștii n-au reușit, da, să scoată. Silviu, bună seara, Rareș Bogdan. În afara legii. Rareș Bogdan, bună seara, Dan Bucura. Bună seara. Bună seara, Dan. Rareș, întrebarea totuși e simplă și e grav ceea ce tu ne spui. Acolo la Bruxelles, într-o ordine mult mai clară decât se întâmplă prin România. Acolo e birocrație puternică, nu se întâmplă nimic aiurea. Cine este, la ora asta, după scandal deja, cine este persoana sau personajele sau grupul sau cei care vin cu asemenea mizerii până la urmă de discriminare groaznică, teribilă? Că apropo de asta, numai noi câți avem cu numele de Maria și de da, Ioan? Păi ăștia sunt discriminare. Adică, asta e Sfântul Andrei, apropo la mulți ani, apropo de nume, și vedeți, da, colegul meu, producător emisiunii, dă titluri din presa italiană, jurnale. Și nu avem încă un om sau un grup pe care să-l... Bă, uite, nu știu, un funcționar a băgat hârtia asta sau cum vine așa pe supreș? Din cauza... Aici este o chestiune și o dezbatere care ar trebui să aibă loc și în România. Din păcare, acest politically correct ne s-a ajuns la aberații și la absurdități colosale, care duc la astfel de reacții a unor funcționari europeni care pot să creeze adevărate cutremure la nivelul eșafodajului european. Pentru că eu sunt absolut convins că dacă dezbaterea era la nivelul Parlamentului European, unde sunt totuși lideri de opinie, lideri politici, foști prim-ministri, miniștri, președinți, lucrurile arătau altfel. Dar faptul că au fost strict la nivelul comisiei, la nivel de funcționari, dar cu recomandare pentru cetățenii europeni, îmi arată că se încearcă, la nivelul Europei, introducerea unor, în spatele așa numitei tolerante și a diversității, de fapt se încearcă niște mutații pur și simplu la nivelul credințelor și la nivelul comportamentelor. Dar, și lucrurile acestea nu pot fi acceptate. Raeș Bogdan, se alătură dezbaterii și pe Eugen Tomac, vreau să vedem și opinia lui. Mă bucur foarte mult că intervine, pentru că Eugen este un creștin, este coleg cu mine în grupul popularilor europeni și sunt absolut convins că este total în asentimentul meu, fără să fi vorbit astăzi neapărat. Deci, Eugen Tomac, care este justificarea ideologică, să zic așa, pentru acest tip de document? De ce este ofensator Crăciunul pentru non-creștini? Sau care cum să spun eu, care e explicația, care e cu construcția logică, rațională, când emiți un asemenea document? Da? Trebuie să spui, domnule, este ofensator Crăciunul
din motivul A, B, C, D. Da? Ce, repet, cum să spun, nu mimez stupefacția sau revolta. Ce poate fi ofensator într-o sărbătoare care este eminamente o sărbătoare a bucuriei, la nașterii unui copil până la urmă, da? Care este Iisus Hristos, da? Fiul lui Dumnezeu, din perspectiva creștinilor, da? Ca să fiu și eu cât se poate de politică corect. Ce poate fi, repet, ne la locul lui cu Crăciunul? Bună seara, domnule Mănăstire, bună seara invitațiilor dumneavoastră. Cred că lucrurile trebuie să puse matca lor. Nu este un secret pentru nimeni faptul că, din păcate, și o spun cu toată responsabilitatea, la vârful instituțiilor europene există un segment extrem de influent de funcționari, oameni care, din nefericire, au rupt contactul cu realitatea europeană la nivelul întregului continent. Și din dorința de a prezenta o nouă realitate pe care și-o proiectează în mintea lor, produc asemenea documente care cutremură pur și simplu. Noi, cei din Estul Europei, am trăit o perioadă nefericită în care statul spunea ce trebuie să faci acasă, ce trebuie să faci în timpul liber, ce ai voie să accepti și nu din punct de vedere al relației spirituale. Cred că această abordare, de altfel Comisia, după ce mai multe grupuri, mai multe delegații din diferite state europene au cerut Comisiei expres să renunțe la această abordare profund jignitoare, pentru că a fi european astăzi, în primul rând, trebuie să accepți realitățile care există în fiecare țară și originile pe care le avem din punct de vedere al moștenirii culturale, identitatea noastră creștină și aceste tradiții pe care le întâlnim peste tot în lume. Săptămâna trecută, pur și simplu pentru că anul trecut, Strasburgul, la fel ca și toată Europa, fiind orașe închise din cauza pandemiei, anul acesta a înflorit. Pur și simplu, peste tot sunt evenimente organizate în această lună a Crăciunului de o frumusețe rară. Aceste lucruri nu sunt organizate nici la inițiativa Comisiei Europene, nici la inițiativa vreunui guvern. Sunt lucruri pe care oamenii le simt în mod firesc și natural. Tocmai de aceea cred că aceste exagerări, din dorința de a nu deranja pe nimeni, în condițiile în care nu a apărut nimeni deranjat... Păi asta e întrebarea, Eugen Tomac. Cine este deranjat? De unde e grija asta? De unde, cum să spun... Subliniez încă o dată. Nu este un secret pentru nimeni că avem de-a face cu un grup de birocrații europeni care cred că pot croi un chip de om nou european, da, asta apare care o chestie... renunță la trecutul său. Raj Bogdan, ești de aceeași opinie sau ai aceeași informații ca Eugen Tomac? Grupul ăsta de birocrați, repet, sunt așa ocult, grupul ăsta de birocrați, de ce este deranjat? Ce sunt? Nu e nimic ocult, sunt niște realități, domnul Mănăstire. Ok, dar repet, o ironie, e ca la... 1789, revoluționarii francezi n-au inventat doar ghilotina, ci și noi nume pentru lunile anului. Termidor. Așa este, da, nume. Ok. Și ce, asistăm la o nouă revoluție iacobină sau ce? În comunism era, se dăduse decret, dar și în filmele din 70-71, prin 76-77 a dat decret Ceaușescu, nu mai aveai voie să folosești cuvântul domn-doamnă, domnule. În ideea că toți suntem tovarăși. Păi da, deci tovarăși. Avea, da, o miză ideologică. Aici nu văd ce mizare, poate mimetismul. Mișcarea asta a început în universitățile americane. Acolo erau chipurile deranjați, sau erau poate, da, studenții. Prin 90 s-a dus un coleg în Statele Unite, i-a dat o cărticică
cu reguli de genul Mica ăsta. Mica Cărticică, maoistă, da? Dom'le, n-aveai voie să... Rareș Bogdan, mai avem două minute, da? Deci, ne poți confirma informația asta? Discutăm de un grup de birocrați, de birocrații ai Comisiei Europene care gândește lucrurile astea ideologice. Cotaful de la doamna Ursula von der Leyen, pentru că pe mine, la fel ca pe colegii mei, ne-au revoltat profund acest lucru, pentru că aceste derapaje sfidătoare care au în ultima perioadă în numele corectitudinii politice, un concept foarte interesant, care de altfel, dacă vă să știți că a fost importat în Europa și nici într-un caz din zona occidentală, creează intoleranță. Iar din punctul meu de vedere, faptul că în numele toleranței se trece la o politică a ignoranței, a ignoranței culturale, a ignoranței istorice, a ignoranței civilizaționale a acestui continent minunat, mi se pare extrem de grav. Iar Comisia trebuie să răspundă pentru asta, pentru că cine promovează asemenea aberații încearcă să schimbe practic fața Europei, cum n-au reușit nici comuniștii în estul ei. Mi se pare extrem de grav și nu poate fi trecut cu vederea, mai ales că nu e prima dată când au existat astfel de terapaje. Vă amintiți de mamă, tată, la traducătorii din Parlamentul European și de la Consiliu. Vă mai amintiți, probabil, tot acum în această recomandare cu evitați Crăciun, evitați Ioan, Maria și Crăciun fericit, se mai spune evitați să numiți doamnelor și domnilor. Nu vă mai adresați cu doamnelor și domnilor, ci adresați-vă cu dragi colegi, pentru ca să nu se simtă într-un fel jignit persoanele care sunt binare. Bogdan, avem pe ecran articolul care citează din acel document. Poate îl trimiți și noi să studiem cu interes. Cum să nu? Da, pe WhatsApp, să ne uităm cu atenție. Engleză, nu, da, este o frază, o secundă, este o frază aici, da, care mi se pare de un absurd și de o tâmpenie, cum să spun eu, revoltătoare, da? Zice, așadar, în loc să spună Crăciunul poate fi stresant, liniile directoare sugerează perioadele de vacanță pot fi stresante pentru cei care sărbătoresc Crăciunul, Hanuka și așa mai departe. Pe ce poate fi stresant, repet, în a sărbători Crăciunul, care este o sărbătoare creștină eminamente a bucuriei, bucuria de a dărui, bucuria de a fi în familie, repet, copiii care așteaptă Moș Crăciun, cu tot ritualul, cu toată frumusețea ce înseamnă Crăciunul. Ce poate fi stresant la Crăciun? Argumentația în sine este o tâmpenie, este o idioțenie de la cap la coadă. Domnul Mănăstire, tot în continuare acestei recomandări, o să vă uitați mai jos și veți vedea că se vorbește de evitați doamnelor și domnilor și folosiți mai bine apelativul stimați colegi, pentru ca cei care nu sunt, care nu se consideră bărbați sau femeie, să nu fie jigniți. Dumneavoastră vă înțelegeți spre ce se îndreaptă, din păcate, anumite persoane complet rupte de realitate, care trăiesc într-o bulă. Pentru că vă spun ceva, la nivelul Parlamentului, la nivelul comisarilor, la nivelul șefilor de delegație, reacția a fost extrem de dură. Sigur că aștept și reacția Nordului Europei, pentru că acolo, de obicei, lucrurile stau ușor diferit. Dar vom vedea în cadrul că de asta există Parlamentul European cu 705 deputați, de asta grupul românesc are 33 de oameni, tocmai a putea reacționa. Suntem o delegație mare și va trebui să reacționăm extrem de ferm. Noi nu ne putem bate joc nici de istoria acestui neam, nici de credința noastră și Bun. Nici de devenire europeană. Luăm o scurtă pauză. Clar. Așteptăm cu interes documentul, să ne uităm peste el, așteptăm de la Rareș Bogdan. Pauză și revenim imediat cu o concluzie. Și pe subiectul ăsta, mâine vă aștept la o ediție specială de Ziua Națională. Scurtă pauză, un promo pentru mâine. Rămâneți alături de noi. Da, mâine de Ziua Națională avem o ediție specială. Istoricul Marius Oprea, doamna Lavinia Betea, vor fi invitații mei să discutăm despre actul istoric al Unirii din perspectiva a doi istorici reputați. O să discutăm despre rolul Bisericii Catolice, Biserica Greco-Catolică în actul Unirii, informații mai puțin cunoscute publicului larg, ce s-a întâmplat la Alba Iulia și implicarea Bisericii Greco-Catolice. Vom discuta despre ce s-a întâmplat în regimul comunist cu cei care au făcut Unirea Mare, cu politicienii, cu cei din administrația din Transilvania, din Basarabia, în special, cum au luat comuniștii, le-au luat libertatea și cum i-au omorât pe mulți închisorile comuniste.
O să discutăm despre chestiunile care vizează până la urmă și chestiuni de întregire a teritoriului, da? Mă refer aici la faptul că 1 decembrie 1918 este un eveniment al Unirii care a avut atunci, la momentul respectiv, o dimensiune istorică mai amplă. Discutăm despre Basarabia, despre Bucovina, de o parte a Cadilaterului, ce s-a întâmplat istoric după cel de-al doilea război mondial și cum am ajuns până la urmă dintr-o întâmplare istorică, aș spune eu, să avem o țară unificată acum mai bine de 100 de ani. Vă aștept mâine într-o ediție specială, nu vom avea politicieni, vom încerca să evităm implicarea politicienilor. Va fi un eveniment cu mai restrâns la Arcul de Triumf, va fi o ceremonie, după cum știți, la Palatul Cotroceni, fără actorii politici din opoziție. Valvel, cu mare vreo semnătate, în opinia ta, Marea Unire, sau este o zi liberă pentru bugetari? Am văzut că bugetarii și-au făcut așa o punte de vreo săptămână de libere. Bun, e fără discuție, dar vedeți, ne canalizăm pe ce s-a întâmplat la 1 decembrie și în anul 1918, dar nu se discută ce s-a întâmplat după. Atunci au fost sau a realizat societatea românească mișcările necesare. Gândiți-vă că o țară care rămăsese fără tezaur, nu mai avea acoperire, moneda națională în aur, așa era atunci sistemul, fără mijloace de transport, locomotivele fuseseră confiscate de germani, distrugeri pe front, a reușit să integreze în administrație încă 2-3 provincii, ce efort, și a fost posibilă treaba asta cu un mare ajutor. Faptul că regina era rudă cu regele Angliei și englezii au garantat pentru noi un credit. Bun, e drept, s-a fost pus la bătaie petrolul din 1913, când Lord S-a făcut cu influență politică, cu mulți bani și cu credite, da? Toată cu credite asta, pentru iar că România Mare din 1918 nu este România pe... Da, din granițele de astăzi. Petrolul era important și noi aveam atunci ce să oferim. Mulțumesc pentru prezență. Urmează Știrile Nopții. Ne revedem mâine la ora 21. Numai bine.